Sfântul Simeon, noul teolog, unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți isihaști, a fost sărbătorit ieri la singurul lăcaș de cult din țara noastră pe care îl ocrotește. Bucuria a fost încununată cu rugăciuni de slavă și mulțumire la biserica din județul Bacău. Rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, a răzunat în cugetul fiecărui credincios care a participat ieri la hramul parohiei Mănăstirea Cașin II din protopopiatul Onești, județul Bacău. Sfânta liturghie a fost tăvășită de părintele protosinghel Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, împreună cu părintele protoiereu Ioan Bărgăoanu și alți preoți slujitori din împrejurimi. Credincioșii prezenți la hram au redescoperit învățăturile și modelul de isihie ale Sfântului Simeon, noul teolog. Apostolii au propovăduit cuvântul. Cuvântul acesta a ajuns faptă și mulți au stăruit în aceste fapte și aceste cuvinte. Dar la un moment dat, Hristos se revelează din nou celor care îl iubesc. Așa i s-a revelat și Sfântului Cuvios, noul Simeon, noul teolog. Acela care a fost umplut de dragostea dumnezeiască, de dorul lui Dumnezeu. Căci dorul lui Dumnezeu trece toate barierele acestea ale lumii. Ajungi la cuvintele Apostolului Pavel care spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acest lucru El și-a însușit. În primul rând și-a însușit prin rânduiala pe care au primis-o de la Părintele Său duhovnicesc. Și al doua măsură a împlinit-o atunci când în trupul și în sufletul Lui L-a chemat pe Mântuitorul Iisus Hristos și s-a sălășluit în interiorul Lui după cuvântul lui Hristos, care spune că în împărăția lui Dumnezeu este în sufletul vostru. Părintele protoiereu Ioan Bărgăoanu a vorbit despre volumul Taina omului firescul rugăciunii, publicat recent, care cuprinde textele simpozionului desfășurat în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în luna februarie a anului trecut. Așa a vrut Dumnezeu ziua trecută să primesc un mesaj din partea părintelui consilier al Părintelui Patriarh Daniel, prin care la simpozionul care s-a făcut și s-a lucrat în această de Dumnezeu păzită protoierie a Oneștiului, să primim binecuvântarea ca prin simpozionul care s-a ținut în ținutul acesta și în biserica aceasta, Taina omului firesc cu rugăciunii, experiența isihastă în mileniu 3, să primim aprobarea ca o lucrare cu toate aceste acte ale simpozionului, acte scrise, să fie tipărite la o editură a Patriarhiei Române. Și mulțumim Părintelui Patriarh pentru această binecuvântare în numele celor care am fost împreună la această lucrare de a susține cu tot sufletul lucrarea rugăciunii inimii pentru care unii și-au dat viața și unii încă se hăstresc poate prin locuri neștiute de nimeni. La final, credincioșii au primit cea mai recentă lucrare semnată de înalt preasfințitul Părinte Ioachim și intitulată Copii, iubiți-vă mamele.